Exerciții de echilibru cu Tudor Chirilă. După ce am intrat la facultate, a venit o ploaie caldă și am dansat pe Matei Voievod și am simțit pietrele fierbind sub picioare. Am văzut 15.000 de oameni în Piața Operei. Era lume până la catedrală. Apoi am plâns când am făcut dragoste. Și pentru că există idioți destul de profunzi, asta riscă să devină headline de tabloid de la jurnaliștii copy-paste. Am văzut soarele și luna nehotărâți deasupra unui munte în Spania și am cântat. Pentru mii de oameni am cântat și mulți au făcut dragoste pe muzica noastră. Și încă mai fac. Apoi am suferit și am văzut ce înseamnă singur și am aflat că nu e virus, nici boală, e deficiență. Și am pierdut oameni și am răspuns la întrebări pe care nu mi le-am dorit puse vreodată. Și m-am urcat pe scenă și mi-a plăcut. Și le-a plăcut și lor și am zburat și am sperat și încă mai sper. Și mi-am construit trepte pentru vise și mi-am bătut joc de tot ce n-a fost vis și am plătit pentru asta. Și poate voi mai plăti. Apoi am năpârlit în mare și mi-am spălat sufletul în ea și l-am învelit în nisip ud. Am rănit și am fost rănit. Apoi am vrut să învăț și am învățat că asta nu se termină niciodată dacă vrei să fii om. Și am rătăcit printre corturi cu inima cât un purice și fără direcție. Și am privit străzile ude sâmbătă seara fără să pot suna un singur om. Le-am privit până când s-a făcut dimineață și somnul s-a îndurat de mine. Apoi mi-a fost dor și am alergat să milostuiesc, dar când ajungeam lângă el îmi dădeam seama că nu dorul meu e acolo, ci umbra lui. Mi-am cumpărat oglinzi și le-am montat în sufletele oamenilor pe care i-am avut alături și rare ori mi-a plăcut ce am văzut. Apoi te-am întâlnit pe tine și de fiecare dată când am zis că ești tu, ai devenit ea. A suflat vântul peste obrajii mei și s-a făcut vară și m-am salvat încă o dată, cu fiecare vară. Mi-am încălzit oasele ruginite de incertitudini și iar am dansat dansul cu fum și am să-l dansez în fiecare vară. Tudor Chirilă a citit un fragment din cartea sa Exerciții de echilibru, o producție Europa FM și Agenția de Vise.